Bună ziua! Astăzi vom găti sărățele cu brânză. Ca ingrediente vom folosi 150 de grame de unt, 350 de grame de brânză, 2 ouă, 100 de grame de smântână, 500 de grame de făină și chimen. Începem prin a rade untul, după care urmează brânza. Peste adăugăm smântâna. Și mai apoi făina. Începem prin a le amesteca până vom obține aluatul propriu-zis. Dacă aluatul este prea lipicios, mai puteți pune puțină făină. Dar nu prea multă. Mai modelăm puțin aluatul. Întindem aluatul cu sucitorul. Îndepărtăm marginile și tăiem aluatul în forme dreptunghiulare. Restul de aluat se întinde și se taie din nou. Așezăm sărățelele pe o foaie de copt, într-o tavă și preîncălzim cuptorul la 180 de grade. Batem ouăle și ungem sărățelele cu ele. Deasupra am pus chimen. Dacă doriți, puteți pune și sare. Le băgăm la cuptor pentru 20-25 de minute, până se rumenesc. Le scoatem din cuptor și așteptăm nerăbdători să se răcească. Cele mai gustoase sunt servite reci. Vă doresc poftă bună!